Pentru necunoscătorii curioși, ce înseamnă Comic-Con? Comic-Con înseamnă interacțiunea între ceea ce ție îți place, ceea ce tu urmărești și ceea ce, de fapt, de exemplu, dacă tu ești un fan de seriale, este interacțiunea ta personală cu actorul din acel serial. Adică actorul respectiv vine, îți oferă o oră publicului care este la Comic-Con, să-i pui întrebări, poți să vii cu întrebarea ta, poți să-i pui fără nicio rușine, el îți va răspunde. Bine, acum, în limita bunui simț, orice întrebare. Care crezi că e diferența între East European Comic-Con și versiunea lui americană? Sau diferențe? Păi diferența majoră, în primul rând, e că companiile de benzi desenate își duc proprii artiști acolo, companiile de film își duc proprii actori acolo, companiile de televiziune își duc proprii actori din serialele lor. Asta e deja diferența majoră. Toate companiile de gaming doresc să participe. La noi e o muncă mare de convingere să aduci companii de gaming majore. Cât de scumpi sunt actorii care vin la Comic-Con și cam cât durează negocierile până la punctul în care să-și confirme prezența? Scumpi sunt foarte scumpi, adică poți să cumperi... Noi făceam glume de obicei în echipă și ziceam cam cât ar costa un actor, ziceam cam cât o garsonieră sau cam cât un apartament sau cam cât o casă pentru de un weekend. De la noi din București? Da, de la noi din București, da. Și cam, să zic așa, deci de acolo încep sumele și poate să pot să ajungă chiar sus de tot. Adică dacă vrei să aduci actori foarte mari, care în mod normal nici nu ar participa la un astfel de eveniment, e cam greu. Sunteți la a patra ediție de Comic-Con, estimativ cam câți dintre actorii pe care v-ați fi dorit să-i aduceți v-au refuzat până acum? De obicei, numărul ăsta e imposibil de estimat, adică pot să zic și 300. Chiar la prima ediție ați vrut să-l aduceți pe Hugh Laurie? Da, da. Și ai spus într-un interviu că a fost unul dintre cele mai frumoase, dacă se poate da, spune, refuzuri. Da. Cum da. V-a refuzat? Ne-a spus că îi place foarte mult ideea, că este entuziasmat de România, că ar fi o chestie drăguță, dar din păcate nu prea vede cum poate să reușească, să ajungă, să... Că tot vorbea de interacțiunea cu actorii și de sesiunea asta de întrebări. Ți amintești care a fost cea mai, nu știu, amuzantă sau surprinzătoare întrebare? Cred că Jason Momoa a povestit cea mai amuzantă, a fost întrebat care a fost cea mai amuzantă întâmplare de pe platoul de filmare din Game of Thrones. Și a fost o poveste amuzantă, dar puțin era vorba de scena când de noaptea nunții, să zicem, dintre el și Daenerys, când erau dezbrăcați și trebuia să poarte, ei o numesc șoseta rușinii. Și trebuia să poarte o șoseta rușinii, practic, care era roz, să zicem. Care crezi că sunt serialele și filmele preferate de publicul Comic-Con? În România, pentru că noi cam așa mergem. În România sunt, pe seriale ar fi absolut de departe Game of Thrones. Asta e cu siguranță. După care urmează foarte multe, în funcție de public, să zic așa. Un public tânăr preferă Vampire Diaries cu, nu știu, Once Upon a Time. Un public puțin mai adult preferă Supernatural, Doctor Who, un public puțin, să zic, mai desprins, adică care nu este atașat neapărat de ideea de seriale și nu consumă toate seriale. Eu sunt, de exemplu, o persoană care se uită foarte mult la seriale, dar o persoană care nu se uită foarte mult la seriale de obicei preferă The Vikings sau Black Sails. Cu ce costum ar trebui să vin la Comic-Con ca să vă dau pe spate? Greu de zis. Poate cu un costum mecanic Iron Man, care chiar să funcționeze un picuț în oarecare măsură. Altfel, destul de greu, pentru că lumea vine cu costume excelente și extrem de bune, așa că
e greu să dai pe spate pe cineva, dar important e să vii într-un costum și să te simți bine, pentru că chiar poți intra în pielea personajului și să te simți bine și nimeni nu te judecă. Cam asta înseamnă Comic-Con. Dacă East European Comic Con ar fi un supererou, care ar fi și din ce univers? Marvel sau DC? Cred că ar avea propriul său univers. În primul rând, n-ar avea nici... n-ar fi nici Marvel, n-ar fi nici DC. Poate că ar avea cameo-uri în apariții scurte în Marvel, în DC, în Image, în Dark Horse, poate. Dar... ca și, ce să zic așa, un ce supererou ar fi, având în vedere că grafica noastră este un supererou în fiecare an și se schimbă în fiecare an, sau cel puțin se schimbă foarte mult superputerea lui, aș zice că nu e un singur supererou. Sunt mai mulți supereroi și ar avea propriul lor univers în care vor fi toți eroi. La un moment dat o să... chiar o să le dăm și un nume la toți supereroii de la edițiile precedente.